Bună tuturor, Cătălina sunt, iar astăzi vreau să vă vorbesc despre un subiect pe cât de interesant, pe atât de controversat, și anume felul în care se îndrăgostesc bărbații și felul în care se îndrăgostesc femeile. Sunt aceste două moduri, feluri în care ne îndrăgostim identice sau nu și totodată iluziile și deziluziile care vin în urma acestor percepții. În primul rând, o să vă povestesc ce este oxitocina. Oxitocina este hormonul empatiei, hormonul care creează conexiune între două persoane. Totodată hormonul care ne face, printre altele, să ne și îndrăgostim, să creăm conexiune, după cum am zis, cu celălalt, să ne dorim să fim cât mai apropiați de persoana față de care ne simțim atrași, îndrăgostiți și așa mai departe. Oxitocina se secretă și în momentul în care femeia naște. De ce? Pentru că acest hormon este hormonul care face ca ea să se îndrăgostească de copil. De ce e nevoie ca ea să se îndrăgostească de nou-născut? Pentru că altfel acesta nu ar putea supraviețui fără grija, îngrijirea mamei. De aceea sunt atât de multe femei care, în momentul în care nasc, sunt pur și simplu îndrăgostite, nu mai văd nimic altceva în afară de cel mic, de copilul pe care tocmai l-au născut. Mamele acelea care sunt înnebunite total, îl copleșesc pe cel mic cu toată atenția și nu mai există nimic în jur în afară de el. Asta, după cum am zis, pentru că e nevoie ca cel mic să aibă parte de toată atenția mamei, mai ales în prima perioadă după ce s-a născut. Așadar, acesta este hormonul care, v-am zis, creează conexiune, legătură între persoane. Cum se secretă acest hormon la bărbați și cum se secretă la femei? Pentru ca un bărbat să secrete acest hormon, este nevoie ca nivelul de testosteron să fie mai scăzut. De ce? Pentru că cu cât testosteronul este la un nivel mai ridicat, este mai mare peste medie decât în mod normal, blochează secreția de oxitocină. Drept urmare, bărbații care au testosteron la cote maxime sau mai mari decât peste medie, le va fi foarte greu să creeze legătură, conexiune, să se îndrăgostească de o persoană. Pentru că, v-am zis, testosteronul blochează secreția de oxitocină. Acum, la femei, oxitocina se secretă mult mai ușor pentru că femeile au testosteron mai scăzut, adică mult mai puțin, se secretă mult mai puțin decât la bărbați, pentru că testosteronul este un hormon masculin. Așadar, pentru ca o femeie să secrete oxitocină nu este deloc greu. La femei, pentru că, v-am zis, au testosteron mult mai scăzut decât bărbații, oxitocina se secretă mult mai repede. Și când se secretă oxitocina la femei? În momentul în care petrec clipe frumoase cu persoana de care urmează să se îndrăgostească. Când sunt fericite, când zâmbesc, când râd din toată inima, când se cuibăresc, ca să zic așa, alături de persoana care le este dragă, de persoana față de care se simt atrași. Dar oxitocina este la cote maxime sau intră în extază în momentul în care femeia are orgasm. De aceea femeia se îndrăgostește mult, 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 mult mai ușor decât bărbatul. Greșeala pe care o facem noi femeile este să considerăm că bărbații se îndrăgostesc în același mod ca și noi. Drept urmare, ce facem? În momentul în care ne simțim atrase de cineva, multe dintre noi avem în capul nostru că ideea că dacă vom face sex și el se va îndrăgosti de noi. Total greșit. Noi ne vom îndrăgosti pentru că în momentul în care facem sex și avem orgasm, suntem cu oxitocina așa în explozie. Dar bărbatul în momentul în care face sex, din potrivă, secreția lui de oxitocină scade pentru că testosteronul intră în ecuație. Așadar, pentru ca un bărbat să se îndrăgostească de tine, este nevoie să aștepți. Da, pentru că s-a făcut un studiu în America, pe soldații americani, și este dovedit științific că un bărbat care este într-o relație asumată, un bărbat care este căsătorit, își scade secreția de testosteron în momentul în care își asumă relația, își asumă relația cu tine și asumă că tu ești partenera lui. Pe când un bărbat care nu este într-o relație, care nu este căsătorit, ci care este în căutare, să zic așa între ghilimele, are nivelul de testosteron mai ridicat. Așadar, dacă vrei să ai o relație de lungă durată, nu fă sex până momentul în care el este dispus să își asume că te alege pe tine ca și parteneră. Pentru că astfel îi scade testosteronul, ajunge să îi scadă testosteronul și să se secrete oxitocina pentru a reuși să creeze relația aceea, conexiunea, legătura,
empatia față de voi, persoana cu care își dorește să intre într-o relație. Acestea fiind spuse, femeile și bărbații se îndrăgostesc în mod diferit. Bărbații se îndrăgostesc atunci când aștepți, când petreci clipe frumoase cu ei, dar nu te arunci în pat, nu te arunci ca disperata să faci sex, cu toate că tu îți dorești acest lucru și cu toate că el își dorește acest lucru, dar dacă tu îți dorești o relație cu bărbatul respectiv, îți dorești să creezi, pentru că consideri că este ce trebuie pentru tine, așteaptă și nu fă sex de la prima întâlnire, de la a doua întâlnire, de la a treia întâlnire. Pentru că, pe lângă asta, în prima fază, ce o să se întâmple? Iese odată cu tine și nu face sex. Zice că, se întâmplă de multe ori ca femeile să nu facă sex de la prima întâlnire. Ok, bun, iese a doua oară cu tine. Se întâmplă de multe ori ca femeile să nu facă sex de la a doua întâlnire. La a treia întâlnire, iar nu face sex. Poate că se mai întâmplă ca femeile să nu facă sex nici de la a treia întâlnire. Dar dacă iese și a patra și a cincea, o să zică, băi, nu fac sex cu femeia asta, de ce să mai ies cu ea? Ies cu ea fie pentru că îmi place, că mă simt bine în preajma ei, că mă face să mă simt bărbat, că sunt admirat și așa mai departe și continui să ies cu ea, fie nu-mi place femeia asta, nu mă simt bine în preajma ei, nu primesc nici sexul pe care mi-l doresc de la ea, așa că nu mai e cazul să ies cu ea. Așadar, ai două șanse. Fie ieși de mai multe ori cu el și nu faci sex și este posibil să se îndrăgostească de tine, fie faci sex din prima și ai toate șansele să dispară. Dacă nu dispare, se întâmplă și să nu dispară, dar dacă nu dispare, va continua să flirteze și cu alte femei, va continua să fie în căutare, va vorbi cu fostele, cu potențialele, cu viitoarele, cu cine vrei tu să îi zici, cu cine vrei tu să crezi. Așadar, nu își va asuma faptul că este într-o relație cu tine, ci pur și simplu va fi în continuă căutare, pentru că pur și simplu el nu a avut secreția aceea de oxitocină de care îți spuneam, pentru a se putea îndrăgosti. Așadar, vă zic din nou, dacă vreți ca un bărbat să se îndrăgostească de voi, nu pentru că așa este, nu știu, mentalitatea, dar nu faceți sex de la prima întâlnire, pentru că nu o să aveți nicio șansă ca acesta să se îndrăgostească pe termen lung și să aveți o relație frumoasă și așa cum vă doriți voi. Dacă vă doriți să aveți relația aceea și considerați că el este cel cu care doriți să creați pe termen lung, așteptați și nu faceți sex de la prima întâlnire. Da. Cam astea ar fi până data viitoare. Sper că v-a plăcut clipul, sper că îl găsiți unul care să vă ajute în relațiile voastre viitoare, potențiale și așa mai departe. Și vă mulțumesc că m-ați urmărit!